Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mureș le recomandă conducătorilor auto să nu pornească la drum dacă nu și-au echipat în mod corespunzător autovehiculele pentru circulația în condiții de iarnă. Aceștia trebuie să aibă în portbagajul din dotare anvelope specifice sezonului, lanțuri antiderapante, lopată, săculeț cu nisip, rezervă de combustibil și sistem de climatizare, dezaburire funcțional. Le recomandăm să se intereseze cu privire la starea meteorologică de pe traseul pe care urmează să îl parcurgă, să circule cu viteză redusă pentru a putea să adapteze viteza la condițiile meteorutiere și să păstreze, bineînțeles, distanța de siguranță în mers pentru a putea opri în siguranță. Atunci când vizibilitatea în oglinzile retrovizoare ale autovehiculului este redusă, folosirea luminilor ar putea diminua riscul producerii unor accidente pe fondul neasigurării la schimbarea direcției de mers. Dacă traficul rutier se va întrerupe din cauza zăpezii, conducătorii auto vor trebui să scoată autovehiculele în afara părții carosabile pentru a permite utilajelor de dezăpezire să intervină.